Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune în revista Presei. Sunt Adrian Simeon. Împreună răsfoim ceea ce zic publicațiile online. Ca să nu pierdem timpul, mergem la ce? La știri pe surse și aflăm următorul lucru de aici. Aflăm că deputatul Dan Rădulescu anunță că demisionează din USR. Din păcate, viziunea noastră despre un partid altfel este astăzi diferită, spune Dan Rădulescu. Vă anunț pe această cale decizia mea de a demisiona din partidul Uniunea Salvați România. Le mulțumesc colegilor mei de partid pentru colaborarea de până acum. Din păcate, viziunea noastră despre un partid altfel este astăzi diferită, a anunțat pe Facebook Dan Rădulescu. El a transmis și un mesaj celor care l-au votat și anume îi asigur pe alegătorii din Prahova, precum și pe toți cei care mi-au acordat votul și încrederea lor, că voi lupta în continuare pentru un sistem de învățământ inclusiv, bla bla bla. Deci, altul care pleacă din USR. Mai departe, studenții somează guvernul. Studenții din România sunt nemulțumiți de faptul că guvernul Orban nu a impus norme clare pentru deschiderea anului universitar, odată cu publicarea proiectului de ordin de ministru al sănătății care reglementează o serie de scenarii la nivel local pentru mediul preuniversitar și măsuri pentru diminuarea gravității situației epidemiologice deja existente la nivel național. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România constată că guvernanții nu prezintă soluții pentru studenți și nu oferă absolut nicio formă sau îndrumare instituțiilor de învățământ superior din România cu privire la modul de desfășurare a actului educațional care să pună în prim plan sănătatea comunității universare, transmite ANOSR conform Mediafax. Să vedem ce mai avem pe aici. Ceva să fie și interesant, nu-i așa? Din nou un articol cu atenție la dezinfectantul de mâini, unele pot fi periculoase. Cea mai interesantă ofertă pentru Messi vine din Moldova. Ia, hai să vedem. Asta e interesant. Cel puțin să fie haios. Messi are parte de cea mai amuzantă ofertă. Ocupanta poziției secunde din Republica Moldova, FC Petro Cub, îl așteaptă pe decarul Barcelonei la Hâncești, băi frate. Deci după ce Barcelona a fost eliminată rușinos din Champions League, presa din vest a scris intens despre dorința decarului argentinian de a părăsi clubul, s-a vorbit despre Inter, dar mai ales despre City, acolo unde Guardiola îl așteaptă pentru a câștiga Champions League împreună. Bun. Chiar dacă nu îi poate oferi un salariu motivant, clubul din Republica Moldova, respectiv FC Petro Cub, așa scrie aici, acesta îi permite că nu va avea probleme cu fiscul, așa cum se întâmplă în Spania. Vedete aș Messi în Republica Moldova, un articol preluat de pe... De unde era articolul? Stai să vedem. Ca să dăm... poate cineva vrea să-l citească direct la sursă, pe Eurosport. Mai departe, normele Ministerului Sănătății pentru deschiderea școlilor, asta o să le aflăm. Ia, să vedem ce zice aici. Zice așa, în premieră PSD a depus moțiune de cenzură în sesiune extraordinară. Normal că trebuia să vorbim și despre asta. Ciolacu a fost presat de Congresul Partidului. De partea cealaltă, PNL va contesta demersul la Curtea Constituțională a României. Augustin Zegrean, fostul președinte al instituției, explică cine are dreptate. În plan politic, noua dispută dintre PNL și PSD ar avantaja ambele partide. PSD a depus moțiune de cenzură împotriva guvernului Orban, chiar dacă amintește Cotidianul în luna august, Parlamentul lucrează în regim de vacanță, fiind convocat mai mult de ochii lumii. Păi nu... Sesiunea ordinară începe la 1 septembrie. De ce nu a mai așteptat Marcel Ciolacu câteva zile? Explicația ține de lupta pentru putere din PSD. Socialdemocrații vor alege la congresul de sâmbătă noua echipă de conducere a partidului. Marcel Ciolacu, candidat pentru funcția de președinte plin al PSD, avea nevoie să vină cu un mesaj de forță înainte de congres,
prin care să le demonstreze baronilor locali că vrea să trântească guvernul PNL. Abordarea lui Ciolacu vine în contextul în care mai mulți lideri locali sunt nemulțumiți că PSD face o poziție de catifea la Iohannis și PNL susțin surse din conducerea partidului pentru ziarul Adevărul. Mă, ci că PSD face o poziție de catifea la Iohannis. Prin unele județe nu este chiar așa. Graba socialdemocraților poate fi blocată de Curtea Constituțională a României. Ludovic Orban a anunțat că analizează posibilitatea să sesizeze un conflict juridic de natură constituțională în legătură cu depunerea moțiunii de cenzură în vacanța parlamentară. Premierul, citat de Jurnalul Național, a adăugat că în 30 de ani nu a existat așa ceva, și anume depunerea unei moțiuni de cenzură în vacanța parlamentară. Din perspectivă strict politică, o sesizare la CCR ar fi și în avantajul PSD, ar fi și în avantajul PSD, dar și în avantajul PNL. Liberalii ar mai trage de timp pentru că suntem în vacanță, iar magistrații vor dezbate speța abia în a doua jumătate a lunii septembrie. Deci, guvernul va mai funcționa cu puteri depline cel puțin o lună. În paralel, Marcel Ciolacu s-ar vedea cu sacii în căruță după congresul PSD și n-ar mai fi nevoit să trântească guvernul în plină pandemie, un demers considerat irresponsabil de adversarii politici. Mergem la informația Văijiului și aflăm din informația Văijiului cu o poză foarte sugestivă că se plânge candidatul PSD la primăria Petroșani, respectiv domnul Costel Avram, cum i-a refuzat primarul Tiberiu Iacobriții dreptul de a avea bannere publicitare în perioada de precampanie electorală. Costel Avram uită însă să spună că nu i-a refuzat nimeni cererea pentru emiterea certificatului de urbanism. Avram face pe victima din nou, că are talentul ăsta de a face pe victima, dar tot Avram nu spune că a depus această cerere extrem de târziu, adică în urmă cu câteva zile. De precizat că nimeni, niciun edil de nicăieri, nu poate da pe loc avizul unei solicitări. Și asta pentru simplu motiv că documentul parcurge niște pași legali și nu ajunge direct pe biroul primarului. Altfel spus, nimeni în afară de PSD Petroșani, scrie informația Văijiului, candidat și echipă de campanie deopotrivă, nu este vinovat de faptul că până acum Costel Avram nu a reușit să își urce chipul, frumusețea, bărbăția și destoinicia pe stâlpii de iluminat public, de unde să le rânjească sau să le zâmbească potențialilor alegători din municipiul Petroșani. Asta o spun documentele și nu vorbele. Conform unui document care se află pe informația Văijiului, PSD Petroșani a depus cererea necesară pentru amplasarea de bannere preelectorale în data de 12 august la Registratura Primăriei Petroșani și pe biroul primarului a ajuns în 14 august. Acum din 12 până în 14 e cam mult. Ia să vedem când a căzut 12 august. 12 august a fost miercurea și 14 a fost vinerea. Cam mult. Zic și eu, trebuie să zic ceva, da? Că mi se pare că două zile de la momentul depunerii cererii până când ajunge la primar, două zile e cam mult, cel puțin a doua zi. Bun, vineri mai precis, exact în ziua în care Avram susținea sușitare că nu i-a fost aprobată cererea. Lucru de altfel imposibil, scrie informația Văijiului. Dar Costel Avram, ca un politic, un om politic cu vechime așa cum este, omite de regulă să spună ceea ce nu îl avantajează. Interesant este că Avram, mai scrie informația Văijiului, este de vreo 20 de ani în administrație și a prins mai multe campanii electorale, deci putea să știe el sau alții responsabili din PSD Petroșani că astfel de cereri se fac din timp, mai ales că legea zice că răspunsul la solicitare poate fi dat chiar și în 30 de zile. De asemenea, a mai fost ridicată și problema panourilor publicitare pe care sunt amplasate afișe electorale. Dar ele nu aparțin de municipalitate, sunt spații publicitare private care nu au nicio legătură cu domeniul public. Aparțin unor societăți comerciale care le închiriază. Avram a pierdut startul și aici. Bă, băieți! Pe mine chestia asta cu bannerele și cu afișele mă enervează foarte tare.
indiferent din ce partidul Peștea îți face parte, dacă sunteți oameni cunoscuți politic, da, ați ocupat diverse funcții, eu chiar nu înțeleg, da, sincer nu înțeleg lucrul ăsta. De ce mai trebuie voi să vă puneți bannere din care să rânjiți fasolea, să vă arătați burțile sau abdomenul plat alegătorului? Că lumea vă cunoaște. Adică ce? Scrieți pe banner Gheorghe, a Vasilei, a Mariei, a Mitidea, cui o fi, pentru orașul Văscăuți. Așa. Și ce cu asta? Ce nevoie e de aceste bannere dacă voi sunteți persoane cunoscute? Serios. Cheltuiți o căruță de bani. Ce o căruță? O basculantă de bani. Cheltuiți pe bannerele astea ca să le țineți o lună de zile și pe urmă le dați jos. De cele mai multe ori le tăiați forile care rămân atârnate, că de pus le pune, le pune ăștia, dar pe urmă la datul jos e mai greu. Și rânjiți fasolea, așa cum am mai zis, către oameni. Bă, v-aș înțelege dacă, dacă ați fi niște necunoscuți, dacă nu v-ar cunoaște lumea. Că doar, uite, de exemplu, Costel Avram, da, administrator public. Bă, nene, ai fost de atâtea ori la TV, la alea. Te știe lumea în Petroșani, știe că vrei să candidezi. Ce plânge atâta că n-ai banner electoral? Dă-l încolo de banner, omule. Până la urmă, și tu, și alții. Pe mine, repet, chestia asta mă enervează. A, ești un ilustru necunoscut care s-a trezit și el la treia zi după Paști, că vrea să candideze și vrea să acceadă la vreo funcție și simte nevoia să-și pună frumusețea pe un banner, că așa îl vede și pe el lumea, că n-are bandă nici de TV, nici de ziare, nici de campanie, nici de alea, și îl ajută chestia asta în precampanie electorală, aici mai pot înțelege, dar nici aici în totalitate. Bun, asta a fost povestea cu bannerele electorale, nu te mai victimiza, Măinea Costele, că o să fie bine. Sau nu, rămâne de văzut. Așa, cod portocaliu, ce e asta? Cod portocaliu de vreme rea în județul Hunedoara și în jumătate din țară. Ia să vedem. ANM a emis un cod portocaliu de vreme rea, valabil miercuri, între orele 10 și 21, care include în întregime și județul Hunedoara. În intervalul menționat, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, precum și nordul Moldovei, vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 50-70 de litri pe metru pătrat, iar vine inundația, că n-a venit de mult. De asemenea, meteorologii au mai emis și o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă de la ora 21 de miercuri până joi seara la aceeași oră. Vizate sunt județele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița, Năsăud, Botoșan, Brăila, Buzău, Caraș, Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Satu Mare, Suceava, Sălaj, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Vâlcea. În intervalul menționat, în nordul, centrul și estul țării, precum și la deal și la munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse care vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și grindină. Ce mai? Păi, jumătate de țară. Asta e. Doamne, Doamne, știe el ce face. Ce mai avem aici? Coronavirus, nelipsitul. Până astăzi, 18 august, pe teritoriul României au fost confirmate 72.208 de cazuri de persoane infectate, 33.135 de pacienți au fost declarați vindecați, 8.316 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare, au fost înregistrate 45 de decese din 17 august și până în 18 august, 31 de bărbați, 14 femei, ale unor pacienți internați în spitale din Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, Brașov, Buzău, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mehedinți,
Neamț, Satu Mare, Timiș, Vaslui, Vrancea, Ilfov și municipiul București. Da, e nasoală, dar mă rog, asta e. Ce e asta? Dacă vine și pesta porcină, două focare de pestă porcină africană confirmate în zonele Călan și Călanul Mic au fost izolate de autoritățile sanitar-veterinare din cadrul DSV și pentru siguranța alimentelor, sprijinite de echipe specializate asigurate de prefectul județului Hunedoara și de primarul orașului Călan. Bun. Cazuri de pestă porcină au fost confirmate în gospodării la doi proprietari de mici ferme de creștere a porcilor. Așa, la această oră continuă recoltarea probelor și examinările clinice, iar conform reglementărilor aflate în vigoare, proprietarii de porci sacrificați vor fi despăgubiți, scrie Servus Hunedoara. Na, că uite, scrie și de pachetele cu ajutoare alimentare de la UE. Da, n-avem chef să citim din astea. Ia să mergem la la mesagerul Hunedorean. Ce zice mesagerul Hunedorean? Să dăm un enter. Ia uite, ce... Bă, frate, dar v-a uitat Dumnezeu măsura la bani, mă. Ia auzi ce vor sindicaliștii de domnul Cristian Iștoc. Hai să vedem. Cât cer ăștia, bă, frate? Unde-i? Hai, se încarcă greu. 90.000 de lei am citit acolo în cazul... Așa. Salariații de la termocentrala Mintia au protestat timp de mai multe ore, dar au decis să întrerupă acțiunea ieri după ore de negocieri cu prefectul și conducerea CEH. Asta, deși ei susțineau sușitare că vor opri termocentrala. Chiar au anunțat că ieri la ora 11 vor preda în mod simbolic guvernanților cheia de oprire a termocentralei. Nu au făcut-o. De ce? Pentru că urmează discuții la guvern. Sindicaliștii au cerut să vină la Mintia și premierul Ludovic Orban, dar și ministrul economiei Virgil Popescu. A venit însă prefectul Vasilică Poteca, acesta reușind să-i convingă pe protestatari să oprească acțiunea. Ia uite, în lipsa unui program pentru funcționarea termocentralei Mintia, vă solicităm asumarea de către dumneavoastră, domnule prim-ministru, și a partidului pe care îl conduceți, a unui program de închidere a termocentralei și asigurarea măsurilor de protecție socială pentru toți salariații care desfășoară activitate în cazul termocentralei. În cazul programului de închidere, salariații solicită plăți compensatorii în cuantum de 90.000 de lei de salariat, 24 de luni venit de completare, plata pensiilor în afara sistemului legal pentru salariații care și-au pierdut locul de muncă, inclusiv în cazul... Bă, băieți, eu nu mai citesc prostia asta. Bă, vă voi uita Dumnezeu măsura la bani, mă. Bă, eu înțeleg plăți compensatorii din astea, protecție socială, alea. Bă, dar pe praful ăsta, mă, 90.000 de lei pentru un salariat. Dar ce vreți, bă, să vă duceți în concediu în Bahamas? Ce îți faceți cu 90.000 de lei? Să vă faceți firme, toți, pensiuni pe lângă Mintia? 90.000 de lei plăți compensatorii de căciulă? Păi cât salariați sunt acolo, ăla e bugetul unui municipiu pe 2 ani. Despre ce vorbim aici? Ia auzi, mai vreți și venit de completare și din alea, dar să vină vreunul de la guvern pe acasă să vă facă ceva de mâncare, nu vreți? Pe bune acum. Și tot pe bune vă spun că mă ajung și la final. Aceasta a fost revista de presei de astăzi. Mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu noi, numai bine.